FCM Bacău a încheiat seria jocurilor de verificare din intersezon cu un succes la scor. Elevii lui Gheorghe Păienaru s-au impus miercuri cu 5-1 în fața Aerostarului la capătul unui joc cu două reprize opuse. În prima parte, inițiativa a aparținut aviatorilor, însă în repriza secundă, atunci când FCM a utilizat echipa de bază, jocul a avut sens unic spre poarta oaspeților. FCM Bacău a susținut miercuri dimineață ultimul joc de verificare dinaintea startului de sezon. Cu 10 zile înaintea partidei cu Farul Constanța din prima etapă a ligii secunde, galbeni albaștri au învins cu scorul de 5-1 concitadina Aerostar. Întâlnirea de pe municipal a avut două reprize total diferite. Prima a aparținut oaspeților, care au speculat faptul că FCM a început cu garnitura de rezervă, în timp ce mitanul secund a fost controlat autoritar de formația lui Gheorghe Păienaru. Important e că am putut să jucăm. Am întâlnit și o echipă ambițioasă care a făcut ce știu mai bine și le-a reușit în prima repriză. Sigur că în repriza a doua lucrurile au stat cu totul altfel, pentru că cei care au intrat în repriza a doua s-au respectat pe ei în primul rând și au făcut o repriză foarte bună. Un joc bun. Bun, la nivelul ăsta de pregătire la care am ajuns noi acum, zic că 70 minute am rezistat bine, dar după aia s-a văzut în irecea lotului și lipsa de experiență, dar pe final, pe total, noi suntem mulțumiți de felul cum au jucat echipa, că ce mai avem de pus la punct până la prima etapă de la Târgu Neamț, sperăm că în astea două săptămâni să le punem la punct. Aerostar a început cu mai multă determinare confruntarea, având în Gândulescu principala gură de foc. Atacantul aviatorilor i-a întrebuințat serios pe portarii adverși, Roca și Petrache, tot el obținând în minutul 36 penaltiul care avea să ducă la deschiderea scorului de către Tofan. În aceste condiții, echipa lui Johnny Andrie și Valentin Cioancă a condus la pauză cu scorul de 1-0. Lucrurile s-au schimbat radical în partea secundă a întâlnirii, atunci când antrenorul Gheorghe Păienaru a decis să introducă formula de echipă care va duce greul și în campionatul ligii secunde. Lovitura liberă executată de Marius Doboș a anunțat iureșul de mai târziu al FCM-ului. Presat de același Doboș la o pasă cu boltă transmisă de Întuneric, fundașul Aerostarului Guceanu a înscris în propria poartă, restabilind egalitatea pe tabela de marcaj în minutul 67. Doboș a jucat perfect și rolul servantului, contribuind decisiv la dubla lui Cătălin Vraciu din minutele 71 și 80. Stopărul Lozneanu și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor, reluând sub transversală o recentrare a lui Taban, pentru ca întâlnirea să se încheie cu un gol super marcat de Andrei Întuneric la o fază care a făcut șahmat defensiva Aerostarului. Învingătoare cu scorul de 5-1, FCM Bacău așteaptă acum partida oficială de pe teren propriu cu Farul Constanța de pe 20 august.